Să-l invit acum pe Mihai Kirilov să vă spună două vorbe despre ce plănuim și ce gândim să se întâmple acolo la Sunscreen. Chiar dacă nu avem încă să vă dăm titluri cu mare detaliu, măcar o idee despre ce gândim pentru Sunscreen. Va fi o ediție experimentală, pentru că, na, așa cum a fost creativ acum 21 de ani, o să încercăm să aflăm ce își dorește publicul, o să încercăm să aducem produse și producții de calitate, preponderent filme noi, filme care nu au fost la TIFF, la TIFF-ul din Cluj, premiere pe țară, filme de public, vom avea foarte multe locații în aer liber, proiecțiile în aer liber presupun un anume tip de film. Vom încerca să facem și o secțiune de cinema vechi, pe comedie, nu vă spunem deocamdată ce și cum. Încercăm să avem evenimente care combină filmul și muzica, așa numitele cineconcerte. Știm din experiența de la TIFF că ele sunt foarte populare. Cel mai probabil o să revenim cu show-ul care s-a bucurat de un mega succes la Cluj, concertul Nosferatu, prilejuind de centenarul Nosferatu, pe o muzică nouă, compusă de Simona Strungaru, pentru orchestră. Înțelegă și la Constanța, e o orchestră foarte bună, am vorbit cu Simona și își dorește foarte mult să vină acolo și să lucreze cu muzicienii din Constanța. E un eveniment care a mers foarte bine aici, într-o locație foarte spectaculoasă. Avem stații foarte spectaculoase în Constanța. Evenimente culinare, avem relativ un program care combină filmul și gastronomia. Vrem să replicăm povestea asta și acolo. Petrece și în ultimul rând DJ party și în ultimul rând și consider lucrul ăsta foarte important, ce se întâmplă, ce ar trebui să se întâmple în cultură, povestea care ține de educație, cred că e important să have fun, dar să și învățăm pe oameni, să-i educăm. De cât de mici, cu atât mai bine. Vor fi programe, ateliere de educație cinematografică și proiecții de filme, evident. Aș vrea acum să-i dau cuvântul... Aș vrea acum să-i dau cuvântul lui Ervin, directorul Teatrului din Constanța, și aș spune principalul vinovat pentru că a adunat atâtea energii, energia noastră, a adunat și a convins mulți oameni, dar în special factorii de decizie din Constanța despre oportunitatea acestui festival. Ervin va juca un rol important în partea executivă, în organizarea festivalului și o să rog să vă povestească și despre spațiile pe care împreună le-am văzut, pentru că mi-aduc aminte, la fel cum era și Clujul, Constanța are multe locuri nemaipomenite unde e păcat că nu se întâmplă. El e un pionier, el a organizat o stagiune de teatru în aer liber, dar sunt și alte locuri care merită revitalizate și lansate în circuitul public. Mulțumesc în primul rând pentru invitație, mulțumesc Tudor. Aș vrea doar să încerc să dau cezarului ceea cezarului. Inițiativa nu a fost a mea. Inițiativa este a echipei TIFF și împreună cu echipa din cadrul primăriei municipiului Constanța. Exact cum spunea Tudor, eu joc un rol de catalizator de energie. I-am adus alături pe cei de la TIFF, cu cei din primăria Constanței, cu cei din Consiliul Județean Constanța, oameni care vor să creeze evenimente noi, proiecte noi, lucruri extraordinare. Constanța are un potențial fabulos din punct de vedere cultural, un potențial care nu a fost exploatat din toate punctele de vedere, din punct de vedere al locațiilor, al oamenilor, al resurselor pe care le are, resurselor economice, este un potențial fabulos. Iar experiența și tot background-ul pe care are această echipă fantastică a TIFF-ului, sunt convins că poate să folosească aceste resurse și să descopere acest potențial pe care îl are Constanța. Dincolo de autorități care ne sprijină și țin să spun acest lucru, că și primăria și Consiliul Județean sprijină în totalitate în această perioadă evenimentele culturale și toate inițiativele culturale din oraș și din județ,
Cred că merită să vorbim de mai multe parteneriate, putem implica Facultatea de Arte din oraș. Vreau doar să menționez aici prezența prietenului bunului meu prieten și regizor de film, Emanuel Pârvu, care este profesor de, la un nou masterat de arta actorului de film. Un masterat în cadrul Facultății de Arte de la Universitatea Ovidius din București. Cred că acel program poate fi un parteneriat cu festivalul. Revin la ce spunea Tudor legat de locații. Sunt locații foarte, foarte bune. Avem în indoor o sală minunată, se numește Sala Jean Constantin, în cadrul Centrului Cultural Teodor Burada, o sală cu 800 de locuri, cu un ecran foarte performant și cu un sistem de sunet, înțeleg, unul dintre cele mai performante din Europa de Est. Avem o sală studio a Teatrului de Stat, sala în care vor fi să spunem proiecțiile butic, proiecțiile pentru public redus. Iar așa cum spunea Mihai, cred, legat de proiecțiile outdoor, avem niște locuri cu totul speciale. Piața Ovidiu, Teatrul de Vară Soveja, toate sunt în perimetrul orașului. Iar pentru anii următori, bineînțeles, avem în vedere și proiecții pe plajă, pe plaja Reina. Iar pentru anii următori, cred că merită avut în vedere, la fel cum aici, la Cluj, sunt aceste proiecții de la Bonțida, din celelalte locuri din jurul Clujului. În Constanța avem niște locații fabuloase, cred că trebuie folosit potențialul cetăților antice, de mers la Histria, Capidava, fac parte din patrimoniul cultural al județului Constanța și ele pot fi folosite extraordinar într-un festival de film. Festivalul de film poate să le pună în valoare într-un mod cu totul special. Mulțumesc mult echipei TIF, sunt convins că experiența de 21 de ani își va spune cuvântul în organizarea acestui festival. Și la rândul meu mulțumesc lui Tudor, lui Mihai și lui Cristi și Alexandrei și celor cu care am ținut legătura și vor face acest festival la Constanța. Mulțumim! Cristi? Vă așteptăm la Constanța! Vă așteptăm la Sunscreen între 8 și 11 septembrie.